Life. Ai mereu un medic bun. SC Super Comesa, sucursala Hunedoara, angajează muncitori necalificați și șoferi categoria de microbuz. Detalii la telefon 0747792085. Hai, 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 Domnilor și domnilor, bine v-am găsit. Prima zi a săptămânii, ora exactă, Antena 3 Deva, un sfârșit de săptămână extrem, extrem de agitat, în special din cauza ploilor torențiale care au produs mari stricăciuni și au dat bătăi de cap locuitorilor din zonele afectate. Județul Nedoara s-a aflat, din păcate, între aceste zone. Din fericire, s-a intervenit prompt pentru a limita pe cât posibil uh, pagubele și sunt convins că se va face și în zilele următoare. Viața însă merge înainte, cu bune și cu rele. Uh, sunt evenimente care vin peste noi neprevăzut, sunt evenimente pe care le putem planifica, uh, tot în scopul, uh, să spunem, al ajutorării uh, semenilor uh, noștri. Despre un asemenea eveniment uh, încheiat recent, va fi vorba în emisiunea noastră de astăzi, și o am ca invitată pe doamna Sanda Anastase, președintea Asociației Neboisa. Bine ați venit în studio! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Când am văzut numele Asociației dumneavoastră Neboisa, mi-am imaginat că cunoașteți Hunedoara, pentru că este un nume foarte specific Hunedoarei, de la un monument... Foarte cunoscut în România, iar numele este, am apreciat și apreciez în continuare, foarte potrivit pentru o asociație caritabilă. Dar să ne spuneți, dumneavoastră, de ce ne boi Bineînțeles că ne-am gândit foarte mult la numele asociației pe care urma să o întemeiem în anul 2020. Au fost foarte multe discuții. Până la urmă, fiind o asociație formată din doamne, din femei, ne-am gândit și având în vedere și obiectul de activitate al asociației, ne-am gândit să-i dăm acest nume, pornind bineînțeles de la unul dintre turnurile castelului Corvinilor din Hunedoara. Aceasta ținând cont și de faptul că majoritatea membrelor asociației Locuiesc în orașul Hunedoara și atunci ne-am oprit la Neboisa, unul dintre cele cinci turnuri. Mai ales că Neboisa înseamnă nu te teme. Da, În limba sârbă, această Neboisa se traduce nu te teme. Noi ni s-a părut că este că ar fi un nume relevant pentru o asociație. Pentru că noi ne îndreptăm către cei aflați în nevoie și pe care, pe lângă ajutorul material, trebuie să-i ajutăm și din punct de vedere moral și chiar și spiritual. Și atunci putem să spunem fiecărui om ajutat, nu te teme, cineva va veni lângă tine, cineva te va ajuta. Și noi, Asociația Neboisa, suntem una dintre organizațiile care ajutăm oamenii și dorim să-i încurajăm. În același timp, da, foarte frumoasă explicație. În același timp, chiar și celor care intervin, ni se poate spune, nu te teme, pentru că uneori suntem copleșiți și ne temem de responsabilitatea, sau să ne asumăm o anume responsabilitate, nu pentru că nu am dorit-o, ci pentru că ne simțim, cum spuneam, copleșiți de responsabilitate, temători, că nu vom reuși, temători, că nu vom rezista uneori psihic în fața Nesfârșitelor dureri umane. Da, și atâtor provocări. E adevărat exact. că la majoritatea din proiectele asociației noastre am avut, bineînțeles, niște sentimente copleșitoare. Când te afli în fața unor copii care nu au o copilărie fericită, așa cum am avut-o noi, când te afli în fața unor oameni în vârstă care au niște probleme de neimaginat. La fiecare dintre proiecte plecăm cu ochii în lacrimi. De ce? Pentru că îți imaginezi propriul copil aflat în situația respectivă, îți imaginezi propriul părinte, propriul bunic și noi așa îi tratăm. Întotdeauna când mergem undeva unde se află oameni aflați în nevoie, așa îi tratăm ca pe proprii copii, ca pe proprii părinți, pe proprii bunici. Pentru că așa este normal. Noi suntem oameni și trebuie să ne ajutăm unii pe alții fără să ținem cont că nu-i cunoaștem sau că se află la 100 de kilometri de noi. Nu putem să ignorăm aceste persoane care se află în nevoie și trebuie să fim lângă ele. Evenimentul la care am făcut trimitere s-a încheiat uh, săptămâna, a început și s-a încheiat săptămâna trecută, el se adresează, noi am vorbit la, la vremea respectivă despre el, a fost și știre, se adresează unei, uh, să nu-i spun comunități, ci unui grup destul de mare de copii aflați în uh, suferință uh, și foarte bine ați punctat, suferă și copiii, suferă și părinții și rudele acestora, uh, da, iar uh, ceea ce a făcut vine în sprijinul uh, mai multora? Adică da. ați privit uh, acel grup de copii care are nevoie de ajutor în ansamblul său? Da. Majoritatea proiectelor asociației noastre au fost uh, proiecte dedicate unui grup mai restrâns de persoane. Uh, bineînțeles că gândindu-ne să organizăm un astfel de bal caritabil, din fericire. Acest bal a fost foarte frumos, a fost uh, grandios, aș putea spune, fără falsă modestie. Uh, am reușit să adunăm peste 500 de persoane din tot județul și chiar din afara județului la acest bal. Și, bineînțeles, că ne-am gândit, uh, fiind o acțiune atât de amplă, să ne adresăm, bineînțeles, unui segment mai mare de persoane. De aceea ne-am îndreptat atenția către acest centru de sănătate mentală de copii, partea Spitalului Județean de Urgență DEVA, pentru că aveam informații că de acest centru beneficiază foarte mulți copii din întreg județul. Din Brad, din Hațec, din Valea Jiului, Deva, Hunedoara, aveți este... un număr ca să ne facem o impresie? Din informațiile preluate de la centru, se pare că anul trecut au fost peste 3.000 de consultații. O, deci este, este un grup mare foarte de copii, mare. nu? Se vor ai 5 persoane? Iată! Da, da, este un grup foarte mare ă, și ei tratează acolo ă, boli de la cele mai ușoare, de la anxietăți, depresii până la cele mai grave boli cu care copiii se nasc. Deci le au încă din naștere și ceea ce este mai important și aș vrea să subliniez este faptul că toate aceste tratamente sunt gratuite. Deci dacă unii dintre noi au posibilități să își ducă copiii în diverse centre universitare sau chiar în străinătate, există foarte mulți oameni și trebuie să recunoaștem asta, care nu au asemenea posibilități și care în disperarea situației, când îți vezi propriul copil într-o asemenea situație, tu trebuie să-l duci undeva. Ei, undeva au unde să-și ducă copiii. Tocmai de aceea mi s-a părut foarte important să organizăm un asemenea eveniment și să organizăm un asemenea proiect, pentru că acest bal care a avut loc joi este doar o parte din întreaga acțiune. Noi, înainte de bal, am strâns sponsorizări. Sponsorizările încă vin după bal pentru că balul a fost prezentat și de dumneavoastră și de membrii și susținători pe toate canalele. Lumea, mai multă lume a auzit de acest eveniment și de ceea ce dorim să facem și chiar după balul caritabil am fost contactați de foarte multe persoane care au spus că vor să sponsorizeze acest proiect al nostru, ceea ce bineînțeles că ne bucură foarte mult. Deci în continuare se vor strânge bani pentru acest centru. Ce? O să vă întreb puțin pentru da. a fi brutal de, de direct. Da. Ați vorbit, evenimentul este sau a fost un bal de caritate. Da? da. Foarte multă oamenii sunt cum sunt. Fiecare se raportează și gândește într-un mod care ține de cultură, de poziția lui socială, de adversități, de frustrări, de, mă rog, de foarte multe. S-ar putea ca unii, nu știu câți, cred că mulți, că avem o audiență largă, să zică, a, domne, bal de caritate, s-au dus să se distreze acolo, să nu ne spună nouă că s-au adunat fonduri și că le pasă și nu știu ce. Da, voi fi brutal de direct, pentru că există, o... am, am, participat la, a, lasă-mă în pace cu chiar să povești. De aceea v-aș dori, v-aș ruga pe dumneavoastră să fiți concretă, să ne spuneți, pentru că eu sunt convins și se vede, îmi place să fac emisiuni în direct pentru că se vede mimica celui cu care discut și îți dai seama de onestitatea lui. A spus că îmi vin în continuare sponsorizări de la oameni care nu au fost la bal. Au fost 500 de, de oameni uh, prezenți. Uh, mă gândesc că uh, contribuțiile lor au uh, trecut cu mult peste ceea ce au mâncat și au băut acolo. Bineînțeles că au trecut cu mult. Tocmai acesta este și scopul balului, da? să aduni la oaltă foarte mulți oameni, să le oferi, totuși, ceva acelor oameni, da. că altfel o numim ședință, nu mai numim bal. Oamenii au venit la bal. Noi, bineînțeles, că am făcut niște calcule înainte de organizarea balului, ca din suma plătită de fiecare participant la bal, o parte. Să meargă către cheltuielile evenimentului, respectiv mâncare, băutură da. și uh, cei care au asigurat muzica, infrastructura și toate pregătirile, iar diferența să se strângă și să meargă către acest proiect. Așa se procedează în, da, jude știu, în județul da, Hunedoara. Da nu nu știu să fi fost asemenea baluri caritabile. Poate că au fost, îmi cer scuze dacă au nu fost cu, și nu, nu. cu această destinație, dar au fost clubul Rotary a făcut baluri caritabile mai rana înainte, o asociație care făcea până prin anul uh, 2000, 2000 și cred, uh, baluri pentru a ajuta fie copii uh, dotați, fie au, aveau subiecte, dar ăsta pare mare și uh, scopul este foarte, foarte concret și generos. Da. Deci, asemenea baluri se organizează în alte orașe mari ale țării. Bineînțeles că noi nu am inventat acum balul caritabil, dar am participat de-a lungul timpului noi, membrii asociației, la alte baluri asemănătoare, în București, în Timișoara, în Constanța, în alte orașe mari da. și, bineînțeles, că ne-am inspirat. Am spus de ce la noi în județ să nu existe asemenea evenimente. Pentru că este de notorietate faptul că în județul Hunedoara există oameni generoși, există oameni cu suflet mare, îi cunoaștem, sunt lângă noi. Trebuie doar să-i provoci la asemenea acțiuni și ei răspund foarte bine. În cadrul acestei acțiuni chiar ne-am bucurat și am fost foarte plăcut surprinși să vedem ce reacții pozitive au avut oamenii din jurul nostru când i-am invitat la acest bal. Prin urmare, nu avem nici o problemă și totul va fi foarte transparent după organizarea balului când vom trage linie. După ce vom calcula toți banii intrați din sponsorizări, noi vom prezenta situația financiară, iar ulterior acești bani, bineînțeles, îi vom folosi împreună cu cei de la Centrul de Sănătate Mintală pentru a achiziționa ceea ce au ei nevoie. De asemenea, toate aceste sume se vor regăsi în contractul care se încheie, în contractul de donație care se încheie între asociație și uh, spitalul de urgență DEVA. Din, de Pe... Din DEVA. Din DEVA, da. Deci... Ați discutat cu ei, presupun că uh, v-au spus, mă refer, medicii de acolo, personalul de acolo, care sunt necesitățile uh, da. stringente. Da, am primit o listă lungă cu necesități. Începând de la necesități de bază de genul mobilier, dulapuri, alte obiecte de depozitare, pentru că nu le au. În prezent noi am fost acolo la centru, am, am văzut și noi cu ochii noștri, deci nu am primit doar o listă cu anumite obiecte. Am văzut și noi cu ochii noștri că, într-adevăr, este nevoie de aceste lucruri până la o grămadă de echipamente de care ei au nevoie ca să lucreze cu copiii. Da? Deci nu este suficient pentru tine ca și kinetoterapeut sau ca logoped, psihiatru, psiholog din centru, nu este suficientă școala care ai făcut-o, cursurile pe care le-ai făcut. Nu sunt suficiente specializările tale, tu trebuie să ai și materialele necesare cu care să lucrezi cu copii. Și sunt anumite echipamente specifice de care ei au nevoie pentru a putea lucra. Sunt tot felul de jocuri, nu vă imaginați că sunt jocuri pe care le poți cumpăra dintr-un magazin Ce obișnuit. Cele specifice sunt specifice, cu da, probleme, care da? se găsesc și sunt uh, realizate de firme de profil, da? Și asemenea echipamente dorim noi să cumpărăm, pentru că, evident, rezultatele vor fi mult mai bune dacă tu ai la dispoziție aceste lucruri cu care să, să lucrezi cu copiii. Mai mult decât, cum am spus, propria ta experiență și propriile tale cunoștințe ca și medic specialist sau kinetoterapeut, logoped și altele. Care a fost reacția conducerii spitalului, fiind că spitalul se află într-o. este într-o campanie, să spunem, oficială de, de reconfigurare a multor uh, uh, secții foarte mari, adică se investește mult în spitalul județean da, de urgență. Da. De la. Așa este. Chiar managerul spitalului, domnul Emil Stoica, ne-a spus că a beneficiat de foarte multe investiții în ultima perioadă și urmează alte investiții. Dar orice ajutor este binevenit. Exact. Poate ajutor... se facă tapizanul, le poți face pe toate? Exact. Dată. Orice ajutor este binevenit cu atât mai mult cu cât în domeniul sănătății cercetarea este în continuă expansiune. Da? De la o lună la alta, de la un an la altul, apar lucruri noi, apar uh, diverse alte scheme de tratament. Um, și atunci un spital este un loc unde poți investi zeci de milioane de euro. Tot da? timpul poți, da? Tot timpul. Dacă ai cumpărat acum câțiva ani anumite echipamente, uh, poate că anul acesta a apărut ceva cu totul nou care te ajută foarte mult. Și atunci de ce să nu beneficiezi de niște fonduri venite de la oricine pentru. Ca să îți dotezi propriul spital. Fiecare, mi așa mi se pare normal, da. ca fiecare om care se află la conducerea unui spital sau a oricărei alte instituții de genul acesta să atragă fonduri, nu doar cele care vin pe cale oficială, dar și alte fonduri, pentru că țara asta are multe posibilități. Și așa mi se pare normal să atragi alte fonduri din toate sursele posibile. De ce? Pentru binele nu al spitalului, ci pentru binele cetățenilor din orașul, din comunitatea în care funcționează respectiva unitate sanitară. Și îi mulțumesc pe această cale managerului Spitalului Județean de Urgență pentru că a fost chiar un om deschis este un om care chiar ne-a primit cu brațele deschise și s-a bucurat foarte mult că ne-am îndreptat atenția către instituția pe care o conduce. La fel s-a întâmplat și cu cei care lucrează în centrul de sănătate mintală, au fost foarte încântați de faptul că ne-am îndreptat atenția către ei și bineînțeles s-au bucurat foarte mult când le-am spus că vom munci din greu. Ca să le asigurăm sume cât mai mari pentru ceea ce au ei nevoie în centru. Veți munci din greu, în sensul că înțelegem că există o continuare a acestui uh, bal, sau uh, pe măsură ce sponsorizările intră, le veți direcționa spre ei? Da, sigur că da. Uh, munca aceasta în acest proiect a început încă din momentul în care noi am inițiat proiectul. Uh, vă dați seama că înainte să te înhami la o asemenea acțiune. Tu trebuie să faci niște calcule, niște estimări, să vezi dacă acțiunea ta va fi încununată de succes sau nu. Și dacă poți să o duci până la final. Și atunci, o întreagă echipă de oameni au muncit aici, au făcut calcule, au strâns toate informațiile necesare. Au luat legătura cu sponsor pentru că sponsorii nu vin către tine, au ei treburile da, lor. Da, exact. Și atunci trebuie să te duci tu la fiecare sponsor, să-i explici ce vrei să faci, să-i câștigi încrederea. Mulți dintre sponsori sunt cunoștințe de ale noastre și au încredere în noi. Pentru că în momentul în care tu încredințezi o sumă importantă de bani cuiva, este evident că ai încredere în acel om. Că nu-și a mașină, ci o dă centrului pentru exact, sănătate mentală, da? Exact, că va. Folosi acei bani în scopul pe care Absolut. îl afirmă că îl va îndeplini. Și atunci este o muncă care nu se vede din afară, tu nu o vezi, dar ea este acolo în spate. Deci, până la bal, până la strângerea banilor și cheltuirea banilor. Deci, un lobby foarte puternic. Da, da. Fiecare dintre noi am apelat la cunoștințe, la prieteni am invitat la bal cunoștințe, prieteni pentru că vă dați seama să aduni peste 500 de oameni la un asemenea eveniment, nu este chiar simplu care să aibă și niște posibilități de mai a... ales că da. îi chem pe oameni ca să dea bani da. deci nu îi chem pe oameni doar așa să se uite la un spectacol și să plece nu, oamenii aceia vin și donează bani își sacrifică din timpul lor la urma urmei pentru această cauză nobilă. Și atunci, eu împreună cu colegii mei, am mers la fiecare, le-am povestit despre ceea ce vrem să facem. Oamenii au fost foarte încântați. Noi știam că întotdeauna când este vorba de copii, oamenii reacționează foarte bine, pentru că toată lumea are copii, nepoți, și atunci, exact cum vă spuneam, la început te gândești la propriul copil te gândești cât ai fost tu de norocos că este sănătos copilul tău și te gândești hai să-i ajut pe cei mai puțini norocoși decât mine. Deci a fost o muncă elaborată și pe o perioadă mare de timp. Noi încă de la începutul lunii mai am început să lucrăm la acest proiect. Am fost bucuroși că balul a ieșit așa cum ne-am dorit. Am fost bucuroși că lumea s-a simțit foarte bine la eveniment. Foarte mulți dintre ei Deja ne-au spus că dacă mai organizăm, ei vor fi alături de noi în continuare. Iar, cum spuneam, sponsorizările vin în continuare, noi le adunăm pe toate și, în momentul în care vom avea suma finală, vom începe în colaborare cu cei de la centru să achiziționăm tot ceea ce este nevoie. În momentul în care ele vor fi achiziționate, montate și duse la centru, noi vom veni din nou în fața publicului și în fața sponsorilor noștri și a susținătorilor noștri ca să le arătăm ce s-a întâmplat cu banii lor. Întotdeauna am considerat că transparența îți asigură încrederea celor de lângă tine. Și asta vrem noi să facem, să fim complet transparenți și să anunțăm la momentul potrivit exact ceea ce s-a făcut și care sunt sumele strânse. E adevărat, uh, în urma balului suma a fost strânsă, nu am în momentul de față calculele făcute trecând doar uh, două, trei zile de Să la data. Să spunem că a fost joi, joi seara, nu? Joi seara deci, a fost balul, uh, da. Este totul foarte proaspăt da, da. pentru că ceea ce da. spune se justifică, adică dacă da. era cu două săptămâni... Uh, Aveam da. alte da. informații, da. da, da. da. Săptămâna aceasta este o muncă din nou, cum vă spuneam, în a face toate calculele cu privire la sumele strânse. De asemenea, sunt extrasele de cont care urmează să fie verificate și adunate toate contractele de sponsorizare. Sunt mai multe surse din care au venit banii, toate acestea sunt contabilizate, sunt uh, analizate și se trage linie și vom avea suma finală. Ceea ce pot să spun în momentul de față este că noi ne-am propus, am fost modești la început, ne-am propus să strângem uh, o sumă de 25-30.000 de, de euro pentru proiect, iar uh, în momentul în care balul a fost uh, deja organizat și a avut loc, noi aveam 50.000 de euro strânși. Ceea Iată, ce... mulțumesc, este o sumă considerabilă. Da. Adică nu, domnule, dăm și noi 5.000 de lei, să spunem, 50.000 de euro. Da. Adică în, este da. o sumă care contează, cred că niciun manager de spital nu ar putea o ignora, chiar dacă îi se va moderniza secția mâine. Da. Vă dați seama că avem o satisfacție maximă că am reușit să adunăm atâția bani pentru Centrul de sănătate mentală. Și asta se datorează în principal sponsorilor și celor care au participat la evenimentul de joi. Cu cât strângem mai mulți bani, cu atât satisfacția noastră, pentru că se vor vedea rezultatele. Cum ați spus dumneavoastră, poți să dai 5.000 de lei, dar asta putem să o facem individual, fiecare, sau să ne strângem un grup de prieteni, să punem bani și să donăm unde este nevoie. Tocmai acesta este scopul balului și acestei acțiuni, să se strângă o sumă considerabilă de bal, de bani pentru, da. pentru centru. De ce? Pentru că după ce centrul va fi dotat cu tot ceea ce se va cumpăra din acești bani, va fi o schimbare majoră, vizibilă, ca să spun așa. Deci vei vedea cum a arătat înainte, vei vedea cum a arătat după ce s-au cheltuit cu folos acești bani. Da, făceam o socoteală în timp ce vorbeați dumneavoastră, a spus 500 de participanți, mă gândeam că fiecare, după ce și-a acoperit costurile efective, mâncare, băutură, cum spuneați, orchestră, locație, a dat cel puțin 100 de euro în scopul caritabil. Nu pot să vă spun, nu pot păi să vă am făcut o socoteală la 550.000 de euro și rezultă o, un quantum. De deși a spus că au fost și sponsorizări și da. mă rog, deci s-au de un multe. Oricum, da. vă felicit, 50.000 de euro este o sumă, cum spuneți, uh, care se, se va vedea în, da. în centru de Sănătate Mentală și chiar postul nostru va rămâne în legătură cu dumneavoastră pentru a, pentru a uh, nu monitoriza că sună așa uh, un fel de urmărire, nu? Pentru a uh, Vedea pentru a informa publicul despre, despre acest efort și despre condițiile care pot fi create cu o asemenea sumă. Noi ne dorim să fim urmăriți și de dumneavoastră, și de. într-un sens pașnic, așa sună câteodată, da. a urmări. Da, noi ne dorim să fim urmăriți pentru că astfel vom câștiga încrederea publicului și uh, se va întări încrederea celor care ne-au arătat-o până în prezent. Uh, cum, după cum vă spuneam, vrem să fim extrem de transparenți pentru că noi nu vrem să ne oprim aici. Nu vrem ca după această acțiune să tragem linie, să spunem am făcut-o, de acum înainte da. putem să dormim liniștiți și satisfăcuți. Nu. Ne dorim să continuăm astfel de acțiuni și singuri nu putem. Deci toate aceste acțiuni implică firmele din județ, implică cetățenii acestui județ și din afara județului, după cum am spus. Am avut lângă noi asociații caritabile din toată țara cu care noi colaborăm și ne inspirăm unii pe alții din proiectele fiecărora, luăm câte ceva ca să mai adăugăm ceva la ceea ce ne-am gândit noi. Prin urmare, Faptul că suntem urmăriți de dumneavoastră, de oricine, ne bucură. Pentru că, urmărind ceea ce facem, lumea se convinge că tot ceea ce facem noi este pentru a face bine. Da? Și că banii se duc acolo unde trebuie, nu în buzunarele cuiva sau nu în alte direcții, nu. Banii sunt exact pentru ceea ce ne-am propus să facem. Și atunci, câștigând această încredere, noi ne câștigăm un parcurs în viitor luminos, spun da, eu. Da. da, pentru că lumea având încredere vine în continuare lângă tine și doar așa putem să realizăm proiectele noastre viitoare. Eu mă bucur că ați fost invitată astăzi în emisiune pentru că oamenii pot cunoaște, vă pot cunoaște pe dumneavoastră ca președinte a asociației Neboisa Hunedoara, pot cunoaște această acest uh, eveniment de mare anvergură, un succes uh, și deja când aud neboisa să ciulească urechea pentru că uh, este cineva care dorește un grup prezidat de dumneavoastră, să spunem, cu intenții foarte, foarte serioase, nobile, caritabile. Uh, deci, atât o informare și de acum încolo vă pot urmări cu mai multă uh, ușurință. Deci, rețineți un nume, Asociația Neboisa Sanda Anastase mulțumim foarte mult! Vă felicit pentru eveniment, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm să ne, ținem la, să ne țineți la curent cu proiectele următoare pentru a obține o reacție pe măsură și a celor pe care vizitați în mod direct, dar și a restului publicului. Doamnelor, domnilor, am deschis lunia ora exactă cu doamna Sanda Anastase, președinte Asociației să Multă Sănătate Succes! Mulțumim. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit să aveți o săptămână bună la revedere tuturor!